Cea mai importantă personalitate din istoria Hunedoarei și nu numai a fost evocată duminică la statuia ridicată în memoria lui Iancu de Hunedoara în municipiul de Pecerna. S-au depus coroane de flori din partea instituțiilor, a parlamentarilor, a partidelor politice și a Ordinului Cavalerilor de Hunedoara și a avut loc o slujbă de pomenire. Că ne rugăm pentru odihna sufletului adormitului robului Dumnezeu Iancu de Hunedoara, voivodul Transilvaniei, și pentru ca să ierte lui toată greșeala cea de voie și afară de voie, ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletul lui unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lui, de la Hristos împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cerem. O zi de mare însemnătate, evident, așa cum ați punctat, pentru toți hunedorenii și pentru toți românii. Pentru că, până la urmă, toți românii sunt hunedoreni prin definiție și prin prisma acestei uriașe personalități care a fost Ioan de Hunedoara. Ca în fiecare an, Muzeul Castelul Corvinilor și Primăria Municipiului Hunedoara a marcat acest important moment printr-o întreagă serie de acțiuni care a debutat cu deja tradiționalul Drum al Corvinilor, în care am pornit împreună cu 9 elevi meritoși din unitățile de învățământ ale municipiului Hunedoara în Serbia. Ne-am oprit înainte de asta și la Castelul Huniade din Timișoara, unde am început rememorarea personalității lui Ioan de Hunedoara, dar și a familiei Corvinilor. Excursia a continuat, bineînțeles, la Belgrad, iar apoi la Zemun, unde s-au depus coroane în memoria atletului Hristos. Ulterior am mers la Alba Iulia, unde din nou am depus coroană în timpul zilei de astăzi, iar întreaga excursie s-a sfârșit, așa cum este și normal, la Hunedoara, la statuia lui Ioan de Hunedoara, unde, într-un cadru festiv, întreaga comunitate, așa cum bine se vede, a depus coroane cu flori și ne-am adus aminte de fortissimus atleta Christi. Ioan de Hunedoara, figură marcantă a istoriei noastre, este considerat salvatorul creștinismului și al civilizației europene. Strălucit comandant militar și bun diplomat, Ioan de Hunedoara a reușit să oprească ofensiva turcilor spre Europa Centrală.